În cele mai dificile perioade din viața sa, Cristina Pucean are alături persoane care o susțin și care îi ridică moralul. Cristina Pucean a trecut printr-o perioadă foarte dificilă în ultima perioadă, după ce tatăl ei cu grave probleme de sănătate s-a stins din viață după o lungă suferință pe care a dus-o pe umeri în ultimii ani. Cu toate acestea, dansatoarea preferată a maneliștilor apare cu zâmbetul pe buze în mediul online și încearcă să-și trăiască viața și să-și ducă la capăt responsabilitățile la fel ca înainte de tragedie. Recent a dat de înțeles că în ciuda faptului că relația cu Bogdan de la Ploiești a ajuns, cel puțin momentan, la final, în viața ei există un bărbat care o ajută să zâmbească din nou. Salonul de înfrumusețare este locul preferat al Cristinei Pucean. De această dată a avut nevoie de o transformare totală, așa că a mers negreșit la salonul de lux al bunului său prieten, Basam, recunoscut pentru coafurile extravagante și unice pe care le creează. Se pare că energia și suportul acestuia au ajutat-o pe dansatoare să afișeze din nou un zâmbet larg pe chip, în ciuda schimbărilor dureroase prin care a trecut în ultima perioadă. Regele și regina a fost unul dintre comentariile venite din partea admiratorilor celor doi. Fără să țină cont că ar putea fi criticată de internauți din cauza faptului că oferă impresia că nu ține doliu sau că nu suferă după moartea tatălui său, Cristina Pucean a decis să-și vadă de viață în continuare. Să își onoreze evenimentele la care trebuie să ajungă în acest perioadă și să se afișeze în mediul online fără să ofere impresia că ceva rău s-ar fi întâmplat în viața sa. Cu toții se așteptau ca în această perioadă Bogdan de la Ploiești să fie cel care o susține și care îi șterge lacrimile Cristinei Pucean, însă se pare că lucrurile nu stau chiar așa. Cei doi au încetat să se mai afișeze împreună, nu se mai urmăresc unul pe altul pe rețelele de socializare și chiar și-au șters imaginile pe care le aveau împreună.